suntem la cea de-a doua licitație. Invităm în arenă pe cine? Andreea Spânu! Mă uitam, băi, să o chem, mă, să nu o chem, mă, să o chem, mă, să... Dar am văzut-o frumoasă așa și am zis, n-am cum să nu o invit aici. Bună seara, Andreea! Bună seara! Andreea, de unde ai venit? Din Focșani. Ce faci la Focșani? Sunt studentă. Ce? La facultate de drept. De drept? Ce vrei să fii, avocat, jurist? Polițistă. Să mergi pe stradă așa, să fii polițist? La criminalistică. Ce? Criminalistică, opa, ar trebui să faci psihologie. Pentru asta, dar asta mai târziu, o să ai timp. Câți ani ai tu, Andreea? 18. Ai vreo pasiune? Îmi place să gătesc. Să gătești? E femeia perfectă. Bă, și polițistă și gătește. E inconștientă că e micuță acum, nici nu știe ce o să facă. 18 ani și are vise extraordinare. Păi așa e, îi place să gătească. La 18 ani poate face niște clătite, poate. Știu să fac sarmale, Liviu. Sarmale... Pe bigudiu? Nu, sau sarmale... Aici, la burtică. Nu mai zice de burtică, că noi avem niște sarmale din naștere, nu știu ce s-a întâmplat cu ele. Andreea, mă bucur foarte mult că ești aici, îți doresc succes. Ce ți-ai dorit să câștigi la noi? Sincer, vacanța. Vacanța cu trenul din Franța, avem la vacanță, de o să ne ia inima. Fugi, baftă mult, îți doresc. Două doamne, un domn și o domnișoară de data asta. O avem pe Andreea. Bună seara, draga mea. Bună seara. Multă baftă. Licitația cu numărul 2. Da, nu știu câți dintre dumneavoastră știți să jucați cărți, însă noi avem un aparat de amestecat cărțile. Este un aparat electric, funcționează cu 4 baterii AA și dacă ai o gașcă de băieți pasionați de poker, iese aur curat la întâlnirile dintre voi. Cât să coste cu tot cu 2 pachete de cărți de joc? Și uite, apeși și se amestecă. Hărța. Și gata. Super. S-au amestecat. Ți-ți place pe vechi? Ei, nu se vede? Cât să fie, Elena? Aparatul cu 2 pachete de cărți, da? Se ia. E clar. Extraordinar. 65. 65, cu asta de-a căzut ultima ai pus-o, nu? Am înțeles, da. 65, Claudiu. 120. 120 la Claudiu. Elena. 100. 100, Elena. 62. 62, îmi spune Andreea. Elena. 97 de lei, cu factură cu tot. Pasiunile tale? Să dansez. Samba? Arabesc, țigănesc, sunt ursitoare, sunt dansatoare. A, acolo dansez. Exact, da. După față nu par chiar cea bună, adică ești ursitoarea care... Cam cea rea. Și ce spui la copil? Spui să... Mai degrabă iau un prunc din public. Cum te-aș lua pe tine? Pe eu prunc? Nu iau copil, iau pe cineva mai mare. A, uite, cum ar fi Andrei, că el e mai mare. Da, i-am spus să îi ursesc dansurătoare. Adică... Să... Nu mai taci, că poate să ferească Dumnezeu. Păi a fost de 2 ori, ce chiar boala-i pe el, e un băiat bun, chiar un băiat bun. Da, da, vreau ca nevasta să-i trăiască 1000 de ani la cap să-l cicălească și buzunarul să-i golească. Deci mașini, îmi vrea rău, e clar. Bijuterii, no, coafor. Deci dacă vrei să-mi trăiască 1000 de ani ca treaba... să mă cicălească, mai nenorocit. Și buzunarul să-ți-l golească. Eu cred că e vrăjitoare. Sunt convins că știe trecutul. E pe mână cu ea. Tu știi ceva și nu vrei să ne zici. Deci e asta, spui tu. E de rău. Și lumea te plătește pentru treaba asta. Da. Se amuză foarte mult. Exact. Ce cum mergem noi să prezentăm nunți și botezuri? Exact. Deci noi spunem noi adevărul spunem, și ei râd. Noi nu le dăm oamenilor de să le meargă. Noi le spunem de ce au făcut treaba asta. Hai. Să mai gândească. Deci pasiunea ta e să câștigi bani din ce faci, nu? Că dacă dansezi și reciți o poezie... Câștig și bani, dar îmi place și ceea ce fac. Deci ești o femeie norocoasă. Cât de cât. Bun, atunci nu avem de ce să jucăm următorul joc cu tine. Trece. Ba da, vreau să-l joc.
Îl jucăm? Da, vreau să ne... Care îți place cel mai mult? Ce joc îți place de la noi cel mai mult? Mi-a plăcut cel cu pumnul. Și cel cu cheia mai îmi place. Cheia magică. Da. Ia să vedem noi dacă avem cheia magică, da sau nu, astăzi. Pentru Elena, rămâneți cu noi. Astăzi jucăm la prețul cel bun. Ceasul. Nu știu cum se joacă jocul ăsta, dar îl învățăm împreună, da? Știu că avem un ceas, știu că avem 30 de secunde, știu că avem două produse, chiar trei, unul surpriză. Dar îl rog pe Andrei să le spune pe primele două, Andrei. Avem un robot de bucătărie și un smartwatch. Robotul are o putere de 1000 de W, un bol de 3 litri, sistem Easy Block, are 6 setări de viteză și e multifuncțional. Rade, feliază, toacă, frământ. Iar smartwatch-ul măsoară compoziția corporală, afli procentul reprezentat de grăsimea corporală, de mușchii scheletici, de apa din organism și multe altele. Asta pe lângă toate chestiile pe care le face un smartwatch, bineînțeles, ceas, pași, puls, dar pentru că așa este în viață, mai avem un dar. Un dar pe care ți-l dăm pe lângă... Nu există, ceasul vorbește. Liviu e... Nu știe vântul ce aduce pământul. Pământul. Exact. Cadoul e cadou. Pe lângă aceste două produse avem un cadou. Dacă îl câștigi, ți-l spunem. Dacă nu îl câștigi... Tot ți-l spunem. Ți-l spunem oricum să... Să te enervăm. Că da, să stăm aici. Da? Hai să vedem. Începem cu primul produs. Și avem așa. Robotul de bucătărie. Ai 30 de secunde, eu o să dau drumul la ceas și tu o să-mi spui un preț. Prețul robotului. Eu o să te ajut cu mai mult, mai puțin, mai mult, mai puțin, mai mult, mai puțin, până când o să-mi spui prețul cel bun. Da? Repede, că avem 30 de secunde. Știu. Încep? Da. Start. 500. Mai mult un pic. 550. Mai mult un pic. 570. Mai puțin un pic. 569. Mai puțin un pic. 555. Mai mult un pic. 558. Mai mult. 559. Nu, mai mult. 560. Și mai mult un pic. 562. Mai mult un pic. 563. Mai mult un pic. 569. Și mai puțin un pic. 567. Mai puțin un pic. 565. Bravo! Dă-l, Doamne, iartă-mă, de 6, 9, 3, 4, 2, 1, 5. M-ai mâncat. Au și emoții sau... Ai albit. Am albit, să știi. De că voi m-ați albit. Da, știu. Ai câștigat un robot de bucătărie, draga mea. Te felicit pentru treaba asta. Mulțumesc. Nu ne exteriorizăm pentru că noi le dăm din suflet. Acum avem un ceas. Vezi că mai e foarte puțin, mai e fix 5 secunde. 5 secunde. Dacă îmi spui la ceas, câștigi și premiu bonus. Dacă nu, îl pierzi. Vă arăt, da, 565, să nu credeți că sunt nebun. Și acum, ceasul. Smartwatch-ul. Când ești pregătită. Ok. Start. 700. Mai mult. 800. Mai mult. 900. Mai mult un pic. 935. M-ai mâncat cu robotul ăla, nu spuneai 5-ul ăla deloc. Creștești tu din 5. Asta e, din păcate ai câștigat un robot de bucătărie. E bun. Și din mai rău, ești în finală. Ești în finală, draga mea. Cel mai bine. Vrei să vezi ce ai pierdut? Da, chiar sunt curioasă. Și eu. Ce a pierdut? Dar spune-o mai, nu spune bucuros așa cum le spui. Nu, 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 spune-o acum mai... chiar spun. Da, exact. Ai pierdut un un city break la Malaga. La Malaga. Nașpa. 3 nopți pentru 2 persoane. Cu cazare în cameră dublă standard, regim de demipensiune. Vă duceam, vă întorceam cu avionul, că asta era nebunia. Plăteam și taxele de aeroport și bagaje de cal. Nu aveai nicio treabă. Că dacă nici Malaga nu vă plăcea, ce să... Auzi, 3 zile. Nu mai facem asta niciodată, le spunem dinainte. Da, da, și mie, fi, și mie. Noroc. Cum ți-a fost acum? Ți-a căzut greu tare asta? Da, mi-a căzut un pic. Eu am zis că te ajut, că nu mai ai emoții, că pleci în Malaga și că îmi spui mai repede prețurile. Dar de fapt, n-are nimic. Mergem în finală, vedem exact. Mergem în finală, dar până atunci mai avem încă un câștigător aici în sală. Rămâneți cu noi.